Accident după ce a băut zdravăn și apoi a urcat la volan. Este ispravă unui tânăr de 19 ani din Drobeta, Turnu Severin, care s-a răsturnat cu autoturismul pe strada Mihai Gușiță din orașul nostru și a mai lovit și o altă mașină parcată. Deși autoturismul său a fost serios avariat, bărbatul a scăpat doar cu câteva leziuni. Când a suflat în etilotest, tânărul avea alcoolemie de 1,10 mg per litru în aerul expirat, ceea ce îl va costa scump, pentru că va trebui să plătească toate pagubele create și va rămâne, desigur, pieton pentru mulți ani de acum încolo. Ai fost la volan? Tânărul din imagine este autorul isprăvii de seara trecută. Omul a băut bine, doar el știe unde, apoi i s-a făcut de o plimbare cu mașina. Nu l-a reținut faptul că nu mai știa câte beri sau câte pahare de vin consumase. A urcat la volan și pace. Numai că, după o plimbare nu prea lungă, pentru că îi era greu să-și mai controleze reflexele, într-un viraj la dreapta, pe strada Mihai Gușiță, pe care l-a făcut și cu viteză, pentru că altfel nu se explică faptul că nu a mai reușit să țină direcția, s-a răsturnat. Mașina a ajuns pe plafon și, ca isprava să fie completă, a avariat grav și un autoturism parcat. Când au auzit bufnitura, cei de pe stradă au sărit să-l ajute pe bărbat să iasă din mașină. Eram acolo mai mult băieți, l-am scos din mașină. S-a răsturnat? Normal că s-a răsturnat, era pe plafon cu radele. Și voi v-ați dus să-l scoateți de acolo? Da, l-a tras un băiat de aici, l-a tras din mașină, l-a scos acolo. Păi și mașina cine a îndreptat? Tot noi. Noi am sărit și am întors. Înainte de bombier? Păi da, eram acolo pornit, am oprit motorul. Toți la locul intervenției am găsit un autoturism marca Opel Corsa pe roți. Inițial a fost vorba despre mașină răsturnată. Se pare că cei din zonă, participanții la trafic, pietonii au ajutat la punerea mașinii pe roți, scoaterea din autoturism al șoferului. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto, care nu a necesitat îngrijiri medicale. În urma testării conducătorului auto cu aparatul alcool test, acesta a indicat o concentrație de 1,10 mg pe litru alcool pur în aer expirat, acesta fiind condus la unitate medicală pentru recoltarea de probe mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Ajuns pe mâna medicilor, bărbatul a primit îngrijiri medicale, dar a refuzat transportul la spital pentru că a scăpat doar cu câteva zgârieturi. Era conștient, cooperant, nu avea decât o mică escoriație la mână, stare de ebrietate. L-am evaluat, parametri normali, trebuie să meargă la spital. Dacă de leziunile grave a scăpat, tânărul nu va scăpa de polițiști. Desigur, pentru alcoolemia pe care o avea, va rămâne fără permis și e bun de plată, pentru că va trebui să achite reparația ambelor autoturisme avariate.